O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Aminteam ieri prietenai cărților în cronicheta la volumul de versuri Odă maritimă de marele autor lusitan Fernando Pessoa despre excepționala deschidere culturală a acestuia, de enciclopedismul său ca și renașentist, despre pasiunea lui pentru fantastic, reverie și evaziune îndepărtată. Însă nu asemenea aspecte exotice sau misterioase mă interesează în acest prezent al excursului, ci spiritul și forma mentis care au prilejuit nașterea poemelor reunite sub sugestivul titlu de Odă maritimă. Problema istoriei și a mentalității portugheze, la care Pessoa face neîncetat referire, este o chestiune de ordin atlantic. Sună straniu, nu-i așa? O chestiune de ordin atlantic. Pentru noi, continentalii, Atlanticul este exclusiv un ocean. Pentru portughezi, ca și pentru englezi sau olandezi, Atlanticul este o lume sau o prelungire naturală a propriei lor lumi. Portughezii îndeopște au un comerț afectiv special cu Marea Atlantică. Ei sunt cei mai vestici europeni. De țărmul lor se sparg primele valuri atlantice. Doar ei au privilegiul de a privi nemărginirea nesfârșitelor ape. Doar ei au neșansa de a-și oglindi în talazurile acesteia neliniștea și singurătatea. Oceanul, nemărginirea, aventura, tulburarea și misterul au fost premizele nașterii unei mari națiuni. Mare nu prin ceea ce a fost sau este, ci mare prin ceea ce ar fi putut să fie. Mare prin faptul că a descoperit și colonizat lumea nouă. Mare prin aceea că nu s-a priceput sau nu a putut să-și păstreze neverosimilul imperiu mondial. De aici, din proximitatea atlantică și din durerea succesivelor pierderi, s-a evit probabil celebrul și intraductibilul cuvânt saudade. Singurul substantiv dintr-o limbă modernă cunoscută, apsă-i voce sfâșierea cuprinsă în românescul dor. Legendă, au ba, așa îmi place să cred că stau lucrurile. Nostalgia, suferința, năzuința, speranța, iată ceea ce îl nutrește pe omul portughez de astăzi și dintotdeauna, deci și pe profetul modernismului lusitan, pe Fernando Pessoa. Din acest unghi de vedere al esenței spiritului și mentalității portugheze, poemul Dom Sebastião, rege al Portugaliei, este unul pilduitor. S-a vorbit despre complexul fenomen social și psihologic al sebastianismului, persistent și în prezent la câteva veacuri de la săvârșirea istorică a evenimentului care l-a generat. Nu puțin portughezi ai mileniului 3 mai trăiesc fiind adânc încredințați că tânărul rege Dom Sebastião nu a fost ucis la Ksar el Kebir în Maroc veacului al XVI-lea, ci urmează să revină călare pe armăsarul cel alb pentru a salva națiunea, imperiul și gloria portugheză. Ce mai contează realitatea istorică, imensa mitografie țesută de trubadurul Baudara și de iezuitul Vieira? Portughezii, în lăuntrul lor incomunicabil, în latura mistică a sufletului lor, cred că tânărul suveran se va întoarce cu moartea premoarte călcând spre a mântui poporul lusitan, conducându-l la o reconchistă a pământurilor de dincolo de mare. Toate poemele atlantice ale lui Pessoa ascund reziduri de sebastianism mascat, la fel de persistente ca și indicibila vrajă a oceanului. De aceea îi sfătuiesc pe cititorii care nu au cine știe ce teribil comerț cu trăirea de ordin mistic să nu deschidă Odă maritimă. Tulburarea din paginile sale le-ar rămâne iremediabil străină.